o cucoană creață s-o pornit să traverseze pe jos pasajul Basarab. El are mai mult de un kilometru, e foarte aglomerat și periculos. Nu a fost deloc gândit pentru pietoni. Ia oare la ce s-a gândit când a urcat? Și ce plan are? Periculos. De fapt, femeia n-are nicio vină. S-a pornit la centru comercial pentru care există reclamă mare și a crezut că e aici, pe Basarab, se numește IDM Basarab. Și pe pod a urcat pentru stația de tramvai, care înțeleg că e sus acolo. Deci ar trebui să fie foarte clar semne sau chiar oprit fizic ca oamenii să n-ajungă aici. A sărit acum o piatră din camionul ăsta și a lovit fix în pilonul ăsta. Putea să mă lovească în cap. Deci femeia a văzut că nu poate traversa și a zis că mă întorc înapoi, cobor sub pod și acolo mă descurc.